Liceenii de la Colegiul Național Radu Negru din anii terminali au aflat astăzi ce înseamnă o carieră în armată. Ofițerii Centrului Militar Zonal din Brașov le-au explicat elevilor importanța profesiei de militar și beneficiile pe care aceasta le are. Oferta unei profesii în armată i-a încântat pe mulți dintre tinerii făgărășeni. Astăzi, reprezentanții Centrului Militar Zonal Brașov s-au deplasat la Colegiul Național Radu Negru pentru a continua campania de promovare a carierei militare. În acest fel, liceenii au aflat chiar de la sursă ce înseamnă să fii militar și ce beneficii îți aduce această meserie. Avem, în primul rând, activități sau învățământ în domeniul liceal, ceea ce nu mai este cazul aici, în domeniul post-liceal și în domeniul universitar-militar. În toate academiile și școlile militare ale categoriei de forță din Ministerul Apărării Naționale. Armata nu reprezintă o carieră exclusiv destinată bărbaților. Am să spun și acum ce am spus și doamnei directoare, 99% dintre șefii de promoție de anul trecut au fost femei. Ele sunt foarte bine pregătite și le oferim locuri, dar anumite specializări militare oferă mai multe locuri femeilor și altele mai puține. După ce au ascultat oferta de promovare a carierei militare, mulți dintre elevi s-au simțit atrași de o carieră în acest domeniu. Cei care veți urma cariera militară, aveți posibilitatea să ajungeți, așa cum spunea un mare împărat odată, toți cei care au pășit în domeniul militar au pornit în raniță cu bastonul de mareșal. Da, mi-ar plăcea să urmez o carieră militară, deoarece îmi place tot acolo și uniforma, este vorba de profesionalism, respect și ordine, disciplină. Mi se pare o idee interesantă și m-ar tenta să încerc. Deocamdată nu am luat nicio decizie, însă consider că această oră va fi folositoare pentru a-mi clarifica anumite lucruri. Dar este interesant, chiar dacă nu este un domeniu dedicat numai femeilor, este interesant. Da, mi-ar plăcea foarte mult. Îmi place să ajut în special cetățenii care nu au parte de ceea ce ar trebui să aibă. Astăzi în Colegiul Național Radu Negru are loc o întâlnire a elevilor de clasa a 12-a, viitori absolvenți în curând, cu reprezentanța ai Centrului Militar Zonal Brașov, pentru ca dânsii să-și prezinte oferta pentru acești tineri, care au perspective frumoase și din punct de vedere militar. Noi sperăm din tot sufletul să îi ajute pe elevii noștri această prezentare a dânșilor. Armata are pentru viitorii soldați numeroase avantaje, printre care se numără calificarea profesională, siguranța locului de muncă, salariul lunar, ajutor pentru plata chiriei, echipament gratuit și compensație hrană, dar și posibilități de afirmare în carieră.